Mulțumim, frate Sandu, pentru cuvintele de salut, cuvintele acestea calde și deosebite minunate care le-ați împărtășit cu noi. Domnul să ne ajute ca să credem cu adevărat, pentru că credința fără fapte moartă, precum și fapta fără credință, n-are nicio valoare. Acum, înainte ca să plecăm acasă, așa cum am zis, aș vrea să vorbesc un pic despre ascultare. Nu pentru faptul că sunt desăvârșit în a asculta și pentru prin faptul că am învățat că dacă nu ascultăm de părinți, nu ascultăm de Dumnezeu, avem de plătit foarte, foarte scump. În primul rând, aș vrea să spun că este diferență între auzire și ascultare. Noi am ascultat, l-am ascultat cu fratele Sandu când a vorbit cu tare și cu tare. Asta nu înseamnă numai că l-am auzit. Ascultarea este și aplicare, este și împlinire. Cuvântul Domnului, și vreau să citesc câteva versete din cuvântul Domnului, despre ascultare. Ascultarea este extrem de importantă. Mântuirea se învârte în jurul ascultării. Nu poate să fie mântuire și viață fără ca să fie ascultare. În 1 Samuel, în capitolul 15, cu versetul 22, Samuel a zis: îi plac Domnului mai mult arderele de tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului. Și el continuă: ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Cunoașteți istoria din Vechiul Testament, când Saul n-a ascultat de glasul Domnului, de porunca lui Saul, de porunca Domnului, și a ajuns să plătească foarte, foarte scump. A fost lepădat. Deci noi, în primul rând, trebuie să ascultăm de glasul Domnului. Și Edi ne vorbea de faptul că glasul Domnului vorbește prin magazin câteodată, altădată prin alte locuri. Și fiecare din noi avem experiența aceasta în care auzim glasul Domnului. Glasul Domnului auzim acum prin frații care vorbesc. Glasul Domnului îl auzim printr-o prorocie. Glasul Domnului îl auzim prin cuvintele unei cântări sau unei poezii. Și glasul Domnului îl auzim în mintea noastră și în inima noastră, că suntem făcuți de Dumnezeu și El are capacitatea să ne trimită un mesaj în mintea și în inima noastră și inima noastră îl va recepționa. Acum rămâne dacă noi ascultăm sau nu de glasul Domnului. Ascultarea aduce bucurie și neascultarea aduce dezastru, cum în cazul lui Saul a adus lepădarea. Păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Căci neascultarea, continuă versetul 23 din 1 Samuel 15, este tot atât de vinovată ca și ghicirea, și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idol și teamin. Neascultarea de cuvântul Domnului, neascultarea de porunca Domnului, neascultarea de glasul Domnului, este atât, tot atât de vinovată ca și ghicirea. Iar ghicirea, ghicitorii erau pedepsiți cu moartea și un ghicitor nu este un slujitor al lui Dumnezeu și el este un slujitor al diavolului. El nu lucrează cu Duhul lui Dumnezeu și lucrează cu Duhul demonilor și cu Duhul dracului. Este trist ca astăzi să întâlnesc câteodată unii care să pretind că sunt slujitori al Domnului și sunt proroci, dar ei de fapt nu sunt proroci și ei sunt ghicitori. Mulțumesc Domnului că am cuvânt din partea Domnului când Domnul îmi dăruiește și pot să spun că sunt proroc și Dumnezeu mi-a vorbit de nenumărate rânduri personal și prin mine a vorbit altor oameni, inclusiv președintele, fostului președinte României Ceaușescu, care a murit, și altora. Și iubesc cuvântul Domnului și iubesc prorocia. Dar când nu-ți vorbește Domnul, și vorbești tu de la tine și spui că Domnul vorbește, atunci foarte ușor caz în cealaltă extremă și sunt acești oameni care îi menționez, să uită la față sau știe ceva din viață și o ia pe ghicire. Dar ei nu-și dau seama că de fapt se joacă cu moartea și se joacă cu focul. Dumnezeu să ne păzească de astfel de duhuri de rătăcire și noi trebuie să cunoaștem glasul Domnului. Oile mele cunosc glasul meu, ascult Domnul Iisus. Și nu se duc deloc după un străin. Când suntem copii al lui Dumnezeu, avem claritate
în mintea noastră și în inima noastră și știm că ne vorbește glasul Domnului. Și dacă nu avem, trebuie să stăm aproape de Domnul, că vom distinge glasul Domnului. Sunt atât o mulțime de glasuri în jurul nostru și în mintea noastră, dacă stăm și ascultăm muzică stricată și ascultăm, vizionăm filme stricate și ascultăm la tot felul de lucruri din lumea aceasta, atunci mintea noastră o să fie confuzie. Visele noastre o să fie confuzie și viața noastră o să fie în confuzie și nu o să știm când este glasul Domnului. De aceea este important să stăm în prezența lui Dumnezeu. Spunea fratele lui Spalau aseară că el acum se roagă și citește Biblia mult mai mult decât o citea la început. De ce? Iubește prezența lui Dumnezeu. Și de ce stai mai mult în prezența lui Dumnezeu? Ai stat tot mai mult în prezența lui Dumnezeu. Moise a stat 40 de zile cu Dumnezeu pe munte. Când a venit la popor, fața lui strălucea. De ce? O stat în prezența lui Dumnezeu. Uitați-vă la unul din oamenii lui Dumnezeu astăzi care stă în prezența lui Dumnezeu. Fața lui este senină. E o plăcere să stai să te uiți la lui Spalau sau un alt om al lui Dumnezeu. E o plăcere să stai în prezența lui. De ce? Este în prezența lui Dumnezeu. Și fiind în prezența lui Dumnezeu, este să emană, Dumnezeu emană bucuria, Dumnezeu emană, își revarsă slava peste fața lui, luminează peste fața celor care stau în prezența lui Dumnezeu. Iubiților, suntem în casa lui Dumnezeu. Vă îndemn să fiți în prezența lui Dumnezeu cu gândurile, cu inima, cu sentimentele, cu planurile, cu dorințele, cu tot ce este. Să fim în prezența lui Dumnezeu. Că dacă stăm în prezența lui Dumnezeu, vom putea să auzim glasul Domnului, vom putea să cunoaștem glasul Domnului și vom putea să împlinim glasul Domnului. Dacă nu, vine cel rău să seamănă sămânța bună. Dumnezeu ne spune sămânța bună. O auzim o predică bună, o cântare bună, un mesaj bun. Dar imediat vine vrăjmașul și vine și fură sămânța aceea. Și s-a dus. Am uitat cuvântul. Am uitat promisiunea. Am uitat porunca lui Dumnezeu. Deci vă îndemn în această zi să dorim prezența Domnului. Să căutăm prezența Domnului. Să rămânem, să stăm în prezența lui Dumnezeu. Și atunci vom cunoaște glasul lui Dumnezeu. Deci e extrem de important să cunoaștem glasul lui Dumnezeu, să ascultăm de glasul Domnului. Și așa cum a spus Domnul, ne vorbește prin Evanghelie, prin proroci, prin vise, prin îndemnuri, prin vedenii, prin evenimente, printr-o mulțime de lucruri care sunt în jurul nostru. De asemenea, în cuvântul lui Dumnezeu, în porunca lui Dumnezeu, trebuie să ascultăm de Dumnezeu. Iubiților, din viața mea vă spun, eu era să plătesc cu viața mea că n-am ascultat de mamă. Eu m-am justificat, eu am dreptate. În cazul acela, mama a avut dreptate. Așa e lăsat de Dumnezeu. Aceasta e rânduiala și porunca lui Dumnezeu. Părinții au răspundere ca să învețe, să crească pe copii și copiii au răspundere ca să asculte de părinți. Și dacă părinții nu învață și nu spun ceva bun, ei dau socoteală în fața lui Dumnezeu. Proverbe 30:17 spune un lucru drastic. Pe ochiul care își bate joc de tatăl său și ne socotește ascultarea de mama, e foarte trist, îngrozitor, dar e cuvântul Domnului. Îl vor scobi corbii de la pârâu și îl vor mânca puii de vulturi. Adică va ajunge în pustietate, va ajunge unde nu este apă, va ajunge unde nu este hrană, va ajunge slăbit de putere, va ajunge să moare singur și abandonat, va ajunge să fie mâncat de vulturi. Știți unde a ajuns fiul cel risipitor? A ajuns la porci. Salvarea lui a fost că s-a venit în fire și s-a întors la tată. Dar neascultarea duce în pustietate, neascultarea duce la moarte, neascultarea duce la pierire. Noi suntem chemați ca să fim copii al lui Dumnezeu, Romani 1:5, prin care am primit harul și apostolia ca să ducem pentru numele Lui, al Domnului Iisus Hristos, la ascultarea credinței pe toate neamurile. Pentru că Dumnezeu, prin cuvântul Său, prin Evanghelie, aduce vestea bună tuturor oamenilor și toți sunt chemați la mântuire. Și cei care ascultă ascultarea credinței și care ascultă cuvântul Domnului, pentru că cuvântul acesta nu-i ca cuvântul filozofilor, cuvântul acesta nu-i ca cuvântul lui Confucius sau al lui Buddha sau al lui Mahomet, ei cu sabia caută să convertească. Cuvântul acesta este însoțit de putere și am văzut ieri când lui Spalau a vorbit, când a terminat mesajul, mulțime de tineri au venit în față și au predat viața în mâna Domnului. De ce? Cuvântul acesta este însoțit de putere. Când cuvântul lui Dumnezeu este vestit, Duhul lui Dumnezeu este prezent și stimulează credința în mintea celor care ascultă cuvântul și aceasta s-a întâmplat și în viața noastră. Și ascultarea de credință